și i-am primit morți, ei au murit. Și atunci noi am detașat și doar capul, l-am păstrat ca să-l punem în vulcanele astea, pentru că sunt niște leziuni. Uite, dacă vă arăt acest căpușor. Nu nimic, uite, e un căpușor. Uite, aici e ochișorul. Aici e urechea. Uite, vedeți, aici i-a căzut blana și are așa ca niște scoarțe prezente acolo în omul. Vedeți? Da. Sunt niște modificări. Alea sunt niște leziuni produse de un parazit care locuiește în piele. Și atunci iepurașul ăsta a murit, pentru că pielea lui a fost foarte, foarte afectată. Știți voi că pielea este cel mai mare organ al corpului. Și dacă un vierme maro. Avem un vierme maro. Uite ăsta aici așa. Îl vedeți? Da. Este un vierme care acolo trăiește, în nasul cățeilor. Și atunci, cățelul acesta nu are blană, pentru că el a murit. Noi am detașat lănița și pielea de la exterior, ca să vedem înăuntru nasului. Și acolo, în nas, am găsit viermele acela. Uite, ăștia sunt niște șoricei. Opa! Au murit! Da, sunt niște șoricei care au murit și care tot așa au niște leziuni la nivelul pielii. Și ei au murit, din păcate. Un cap de cățel. Da, aici e un cap de cățel, dar aici nu este un parazit, este doar o leziune care este, este vizibil. Ce să vă mai arăt eu vouă? Nu știu. Hai să vă arăt aici, uite aici sus, dacă vă ridicați. Inima. Uite, avem o inimă. Asta e un desen, e de jucărie, putem să zicem. Da, sunt niște paraziți care locuiesc în inima cățeilor. Da, și atunci noi trebuie să avem grijă de cățeii noștri și să-i protejăm de înțepătura de țânțar, pentru că țânțarul este cel care transmite cățeilor acel parazit. Și la oameni? La oameni nu se poate. Este un parazit foarte specializat care o să afecteze doar cățeii. Și omul nu poate să fie afectat. Deci pe noi, dacă ne înțeapă țânțarii, noi nu o să facem această boală. Atunci puteți, se poate face și mai des, nu chiar luna, ca la o lună jumătate. Da, pe perioada sezonului cald. Se poate și intern și extern. Extern cu pipete, externe, asta o să plătășeze și doar se poate face. Insecticidele astea. Da, da, da. Omul nu face parazit ca calac. Dar om se poate într-adevăr altceva. Mai este o altă specie de vierme care la om poate să fie un nodul localizat. Și în acel nodul să fie într-adevăr un vierme, așa foarte fin. Dar este foarte rar. Deci în România cred că există un singur caz documentat despre așa ceva. Deci este foarte, foarte rar.